În cadrul unei acțiuni de descoperire a mașinilor furate în străinătate, polițiștii mehedințeni au depistat în trafic un autoturism înmatriculat în Spania. Oamenii legii au cerut conducătorului auto documentele vehiculului. În urma verificărilor s-a stabilit că mașina figura ca fiind furată în Spania. Cu ocazia verificărilor s-a stabilit faptul că autoturismul figurează ca bun supus confiscării, comunicat emis de către autoritățile spaniole. Cel care conducea autoturismul este un tânăr de 25 de ani din comuna Brasta, județul Dolj. Acesta a declarat că a cumpărat mașina de la niște prieteni fără să știe că este furată. Am luat mașina de la niște prieteni de-ai mei din Brasta care au dezmembrări și vând și mașini. Le-am dat Dacia Nova și 200 de euro. A luat-o în baza unei chitanțe, ceva, contract de... Asta mai rămas să mai fac cu el contractul de vânzare-cumpărare și el mi-a zis că nu are timp să o iau pe încredere, că nu e nicio problemă. Polițiștii continuă cercetările în acest caz. De la începutul anului au fost indisponibilizate 55 de vehicule care figurau ca furate din străinătate. În cursul anului 2011, polițiștii mehedințeni au indisponibilizat un număr de 55 de vehicule, respectiv 31 mopede și 24 autoturisme, precum și două utilaje care figurau furate din străinătate. Valoarea acestora este de 400.000 de euro aproximativ. Anul trecut, polițiștii mehedințeni au reținut 18 vehicule furate din alte țări.